Într-adevăr, este prima dată când Institutul găzduiește o manifestare de asemenea amploare în domeniul, să zicem, al pătrunderii în publicul larg, în rândul tinerilor, a fizicii și a rezultatelor fizicii. Deci, ca să folosesc un cuvânt în engleză, outreach, deci este o modalitate de a cercetătorului de a explica pe înțelesul tuturor ceea ce fac. Trebuie să vă spun, este pentru mine ca directorul institutului, a fost o surpriză plăcută și onorantă, sunt mândru că sunt în acest institut, prin faptul că întregul eveniment a fost inițiat de tineri, organizat de tineri, sunt un grup de tineri extraordinar de entuziaști și la directori au venit în momentul când au avut nevoie de sprijin în final. Deci este pentru un institut, acest eveniment înseamnă și începutul unui mod de abordare în care tinerii au inițiativa și duc până la sfârșit ceea ce vor să facă. Acest eveniment face, să zicem, global efortul nostru din ultima vreme de a ieși mai mult către publicul românesc cu informații despre institut. Ne știm de ceva vreme că este nu numai bine, dar este chiar de datoria noastră să ne adresăm publicului larg, spunându-le ce facem, ce posibilități avem, de faptul că știința, cariera științifică, este o posibilitate, și anume o posibilitate atrăgătoare în țara noastră.